O dat drumul la vibratorul ăla și tot mi-o scuturat. Nu n-o vine să plângeți, doamnă. Păi, dar cum naiba, nu? Păi, dar când atât am muncit, am scos bani în bancă ca să facem ceva și acum, uite aici, uite aici, uite aici. Uite fugele de cum arată. Păi, vă dați seama, bani cheltuiți și cine recuperează banii ăștia? Dar vi s-a scuturat casa sau ce s-a întâmplat? Cum să nu? Păi dar, când o dat drumul la vibratorul ăla, uitați acolo, fisuri. Păi te-am zis că îmi pică șemineul cu totul pe mine. Am avut și focul făcut înăuntru. Păi las că vă arăt și în continuare, să vedeți. Și ați încercat să vorbiți cu domnul primar, ce v-a spus? Primarul a venit cu, nu știu, cine a fost, habar nu am, inginer care a fost și a zis să vă înțelegeți. Și unul dintre muncitori a zis că pot să mă duc ori. Unde? Că de rezolvat nu rezolv nimic. În ochii lui tanti Rozi din comuna Ghilad joacă lacrimi de disperare. După ce primăria comunei Ghilad a ales să facă pistele de biciclete chiar în fața caselor oamenilor, agoniseala de o viață a lui tanti Rozi s-a dus pe apa sâmbetei, spune aceasta. Din cauza vibrațiilor cilindrului cu care s-a lucrat la tasarea pământului, pereții casei sale s-au crăpat. Tanti Rozi spune că s-a speriat cumplit, a crezut că e cu tremur. Până aici a fost groapa, pe cuvântul meu, din capăt în capăt, a stat 2 săptămâni apa. Și acum noi ne mirăm. Uitați aici, uite că se vede, uite, tot e desprins. Păi da, eu așa am avut pugelile. Păi dar vă dați seama, cheltuialul a fost aici pe capul nostru, nu? Uite că se vede până în capăt. Și spuneți că a scos bani din bancă ca să vă puneți casa la punct. Casa la punct. Am tencuit camerele, le-am aranjat tot ca să fie, măi, să avem și noi condiții, nu? Și acum au scos 15.000 de euro, au scos din bancă și poftim. Bună ziua! Uitați aici, poftim! Și au zis că, asta nu de la noi! Păi da, de unde e tata meu? Șemineu e greu! Păi dacă când a început să zguduie la noi, cășile sau camerele sunt alte. Păi și ești normal că atunci, căci că nimeni nu s-a plâns, numai dumneavoastră. Păi da, dacă s-a întâmplat la mine, păi da, ce să fac? Eu de la cutremur am făcut tot. Mulți din ăștia nu au făcut absolut nimic de la cutremur. Dar doamnă, dar cum s-a scuturat casa? Vipelourile, uitați aici. Ușile de la astea nu se mai închid. Uitați aici, poftim. Păi da, așa tot o sărit. Ca la cutremur, doamnă? Ca la cutremur, mai rău. Mai rău. Pe suflet vă spun. Păi da, nu mint. Pentru ce? Păi da, nu mi-s femeie. Uitați aici. Poftim. O zis că așa a fost. Păi da, cum a fost așa la mine? Cum pot să minț în halul ăsta? Tanti Rozi spune că îi va da pe toți cei vinovați în judecată. A încercat să vorbească, spune ea, cu primarul Cornel Guran, dar acesta nu i-a oferit nicio soluție clară. Eu am zis, pe bune, mă duc mai departe, nu mă interesează cât mă costă, mă costă, da, mă duc și nu, nici nu mă gândesc. Pe bune, nu știu dacă ați fi în situația noastră, ce ați face? Cred că tot la fel. Și nu știu, ați plâns și în fața domnului primar și nu ia... Nu ia măsuri. O zis să mă descurc cu ei, să vorbesc. Uite, așa acolo sus. Tot mi se desface. Păi da, să mă ierte Dumnezeu. Să-i face în camera asta, la altă, mă pica și garnișa. Poftim. Uite-o. Nici nu mi-am pus garnișa la loc. Așa se rămână. Să vedem, să vină ăștia să repare. Nu mă interesează. Rozi spune că fiica ei a scos bani din bancă pentru a renova casa acum câțiva ani, iar ea a trudit prin țări străine. Acum se uită la niște pereți crăpați. Am fost să vorbim cu primarul comunei Ghilad, Cornel Guran, pentru a asculta punctul său de vedere. Nu era în primărie și nimeni nu știa exact unde este. Am încercat să îl găsim măcar la telefon. Domnul primar Cornel Guran nu este în primărie acum când noi am ajuns aici. Am încercat să-l contactăm telefonic. L-a contactat telefonic chiar și doamna secretară. Nici căruia dintre noi nu ne-a răspuns domnul primar. Așteptăm poziția dumnealui ulterior, eventual, când își va face timp și pentru jurnaliștii Europa Nova.